pentru toate adunările evanghelice care reprezintă într-un fel ceea ce Dumnezeu a intenționat să fie adunarea noului legământ, practica botezului este o rânduială fundamentală pe lângă cina Domnului. Din nefericire, trăim vremuri în care această practică este denaturată în moduri absolut îngrozitoare. Deci ar trebui să fim cu toții oripilați de ceea ce a devenit botezul în zilele noastre. Și vreau să vă dau câteva exemple. De exemplu, sunt părinți care spun, și am auzit lucrul acesta, că nu e nicio problemă cu copiii lor trăiesc cum trăiesc, adică în păcat, în lume, doar pentru simplu fapt că zice un părinte sau altul, domnule, nu este botezat. Problema este că atâta timp cât el trăiește în păcat, se împetrește tot mai mult. Și omul ăsta nu se poate boteza când vrea el și nici botezul nu îi anulează toate consecințele păcatelor pe care le-a făcut până la momentul botezului. Și niciun părinte normal nu poate să fie liniștit atâta timp cât fiul lui se află pe calea iadului, pe calea păcatului, pe calea lumii, despărțit de Dumnezeu, fiul al mâniei care nu are păcatele iertate. Deci cum poți să fii părinte, să-ți vezi copilul pe calea pierzării și să spui, Doamne, nu e niciun fel de probleme că nu este botezat. Poate nici nu apuce să se boteze. Poate nici nu o să vrea să se boteze pentru că păcatul are puterea asta de a-l împietri. În al doilea rând, sunt foarte mulți tineri care se botează datorită efectului de turmă. Îi concepția asta, mă, noi toți prietenii, grupul de prieteni, grupul de tineri din adunare, am făcut cam toți aceleași păcate, dacă s-a botezat unul, înseamnă că și eu sunt un candidat bun la botez, nu? Dacă ăla s-a botezat, care poate e mai păcătos decât mine, cred eu lucrul ăsta, cu atât mai mult pot să mă botez și eu. Da? A te boteza din cauza faptului că altcineva se boteze este greșit. Tu te botezi pentru că Dumnezeu a lucrat în tine, că ești născut din nou, că ți-ai iertat păcatele, că ai murit și ai înviat împreună cu Domnul Iisus Hristos, că ești îmbrăcat în Hristos, că vrei să intri în trupul Domnului Iisus Hristos, că vrei să-ți iei responsabilități în trupul Domnului Iisus Hristos, să fii ucenicizat, să fii învățat în învățătura Domnului și așa mai departe. Nu pentru că altcineva a făcut lucrul ăsta. N-are nicio legătură ce a făcut altcineva cu ceea ce trebuie să faci tu. Alții se botează, zic ei, pentru că am simțit. Doamne, a venit un moment, am simțit că acum este momentul în care trebuie să iau botezul. Suntem o generație controlată de sentimente, sub dominația sentimentelor, sub stăpânirea sentimentelor. Și lăsăm ca sentimentele să definească unul dintre cele mai importante momente din viața noastră, când ne botezăm. Doamne, tu nu trebuie să te botezi că simți că trebuie să te botezi, trebuie să te botezi din convingere și doar dacă Dumnezeu a lucrat profund în viața ta. Eu simt să fac multe lucruri pe care nu trebuie să le fac și nu le fac. Nu pentru că simt, ci pentru că am niște convingeri care îmi coordonează și îmi definesc și îmi controlează simțurile, îmi stăpânesc simțurile. Apoi sunt unii care se botează pentru că botezul îi dă un fel de certitudine a mântuirii. Mă, știu că Dumnezeu a lucrat în viața mea, că m-a născut din nou, că mi-a iertat păcatele, mă încred în Domnul Iisus ca mântuitor al meu, dar încă nu m-am botezat. Și au o nesiguranță a mântuirii pentru că nu s-au botezat. Botezul nu este lăsat pentru a-ți da siguranța mântuirii. Da, într-un fel botezul pecetluiește tot evenimentul mântuirii. Dar botezul nu trebuie să-ți dea siguranța mântuirii. Dacă tu ești departe de Dumnezeu, nu ești născut din nou, nu ești iertat datorită jertfei Domnului Iisus Hristos, dacă Duhul Sfânt n-a lucrat în viața ta, ce treabă are botezul? Botezul, să-ți pui încrederea în botez este greșit. Trebuie să-ți pui încrederea în Domnul Iisus Hristos ca mântuitor. Alții și propovăduiesc lucrul ăsta și cred lucrul ăsta că botezul mântuie. Bineînțeles, convingerea asta e luată din anumite teologii, din anumite versete poate scoase din context, din anumite interpretări eronate. Este o convingere care contrazice toată linia reformatorilor, puritanilor și toată teologia bisericilor evanghelice, care leagă mântuirea exclusiv de credința prin Domnul Iisus Hristos pe baza harului, milei și îndurării lui Dumnezeu. N-are nicio treabă botezul cu a mă mântui pe mine însumi. Alții se botează pentru că astea sunt așteptările părinților. Este greșit. Oricât de mult ai ține la părinții tăi, nu trebuie să te botezi pentru că asta vor părinții tăi. Și este o presiune din partea părinților pusă pe copii ca să se boteze. Și mulți copii fac greșeala de a se boteza pentru că părinții lor așteaptă asta. Părinți dragi, ar trebui să căutați ca copiii voștri să fie născuți din nou. Să-i expuneți metodelor Harului, să-i expuneți cuvântului lui Dumnezeu, să-i expuneți în adunare unde e prezența lui Dumnezeu, unde oamenii se închină, cheamă prezența lui Dumnezeu, cheamă numele lui Dumnezeu, puterea lui Dumnezeu la lucru. Nu se doriți să se boteze. Dacă ei sunt născuți din nou cu adevărat și trebuie să se boteze, o să se boteze. Nu e niciun fel de problemă în privința asta. Să cauți să fie născut din nou, nu să se boteze. Este greșit. Pui căruța înaintea cailor, cum spune românul. Alții se botează pentru că a venit vârsta.
Și părinții sau adunarea sau credincioșii spun, mă, o veni vârsta să te botezi. Care vârstă? Unii zic cam pe la 17-18 ani. Dacă vă gândiți la evrei, pentru evrei vârsta intrării în perioada adultă era mult mai devreme, da? Era pe la perioada de 12-14 ani, în niciun caz pe la 18 ani. Prin asta nu vreau să spun că trebuie să botezăm copiii, adolescenții responsabili, ci vreau să spun că cineva trebuie botezat nu că a ajuns la o anumită vârstă. Trebuie botezat dacă poți să-l consideri un om responsabil care să-și ia îndatoririle pe care trebuie să-și le ia în comunitatea de credincioși în care trăiește. Dacă este născut din nou, dacă este iertat de păcate, dacă are capacitatea de a se purta ca un om responsabil, care poate fi tras la răspundere, care poate să-și ia îndatoriri ca orice alt credincios în comunitatea credincioșilor, trebuie botezat pur și simplu. Vârsta n-are nicio treabă cu chestiunea asta. Sunt alții care se botează ca să-L îmbuneze pe Dumnezeu. Toți trecem prin perioade grele ale vieții și uneori credem că dacă facem anumite lucruri îmbună pe Dumnezeu, dacă mă duc mai des la biserică, dacă mă rog mai mult, dacă ceresc mai mult Biblia, dom'le, e bine să faci lucrurile astea, dar nu să le faci ca să-L îmbunezi pe Dumnezeu. A transforma botezul într-o metodă de îmbunare a lui Dumnezeu, nu doar că nu-L îmbunează pe Dumnezeu, dar este o formă de păgânism. Este o concepție magică asupra botezului, despre botez. Cred că a mă boteza produce ceva automat în Dumnezeu. Dacă tu tot nepocăit ești, tot nenăscut din nou ești, tot neiertat de păcate ești, tot dușmanul lui Dumnezeu ești, tot fiul al mâniei ești. Dacă tu tot ești sub condamnarea lui Dumnezeu, botezul nu rezolvă problema ta fundamentală. Tu trebuie să fii născut din nou, iertat de păcate, într-o relație corectă cu Dumnezeu. Botezul nu te ajută cu absolut nimic. Exact cum păgânii aduceau tămâii și credeau că îl mulțumesc pe Dumnezeu, sau evreii aduceau jertfe și credeau că îl îmbunează pe Dumnezeu, chiar dacă trăiau în păcat, la fel astăzi oamenii cred că dacă se botează, îl îmbunează pe Dumnezeu. Nu îl îmbunează deloc pe Dumnezeu, îți atrage asupra ta un alt păcat. Alții se botează pentru că vor să se căsătorească cu un băiat credincios din biserică sau cu o fată din biserică, da? Nu înțelegeți greșit, botezul nu este o agenție matrimonială. Lucrul ăsta în multe adunări este aproape o tradiție. Domnule, vrei să te căsătorești cu cineva? Nu e niciun fel de problemă. Nimeni nu te întreabă dacă ești născut din nou. Vii la un curs de cateheză peste care o să trecem mai serios sau mai neserios și te botezăm. Te poți căsători liniștit. E aproape evident că se face lucrul ăsta. Eu nu spun. Sunt persoane care s-au întors din lume, îl iubesc pe Dumnezeu, au venit în adunări și normal să se dorească și să se căsătorească cu persoane credincioase. Că altfel ar intra sub incidența altor porunci al lui Dumnezeu care ne interzic să ne căsătorim cu necredincioși. Dar, dacă tu nu ești transformat cu adevărat, tu nu ai o relație personală mântuitoare cu Dumnezeu, dacă tu nu ești iertat de păcatele tale, născut din nou, dacă nu ai prezența Duhului Sfânt în viața ta, nu trebuie să te botezi că vrei să te căsătorești. Bun? Foarte popular în adunările evanghelice și probabil pentru motivul ăsta mulți o să se enerveze și o să supere pe mine, este populară ideea asta că botezul este un legământ. Oameni buni. Singurul legământ valid la ora actuală este legământul făcut în sângele Domnului Iisus Hristos acum 2000 de ani. Suntem luați în legământul ăsta, scriși în legământul ăsta datorită alegerii eterne a lui Dumnezeu. Suntem pecetuiți cu sângele Domnului Iisus Hristos și la vremea potrivită suntem chemați, atrași de Duhul Sfânt ca să fim mântuiți și puși la propriu în acest legământ. Nu are nicio treabă botezul cu legământul ăsta. Botezul nu este un alt legământ pe lângă legământul făcut în sângele Domnului Iisus Hristos. Sunt mulți slujitori care au tot felul de tertipuri și de chițibușereli în astea teologice prin care se demonstrează că botezul este un legământ. Nu este un legământ. Nu există așa ceva în Biblie, pur și simplu. Nu faci nimic special prin botez de natura unui legământ. Nu există așa ceva. A te boteza pentru a câștiga o reputație bună în biserică, de exemplu, este iarăși un motiv foarte greșit pentru a te boteza. Gândește că îți bagi joc de Dumnezeu. Dumnezeu a lăsat botezul cu un anumit scop. Nu lăsa botezul ca tu să îți câștigi o imagine bună în mijlocul fraților și a surorilor. Orică toți se așteaptă la un moment dat, ai ajuns la o vârstă, mă, toți nu uităm la tine. Trebuie să te botezi. Când te botezi? De ce nu te-ai botezat? Oare care e problema cu tine? Hai, domnule, că mă botez, că până la urmă toți suntem la fel, nu se iei cu nimic mai bun decât mine, mă botez și eu. Este greșit. Este greșit, total greșit. Botezul, repet, trebuie să urmeze în urma unei convingeri bazate pe realitatea transformării mele interioare, o realitate lucrată, produsă de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Alții se botează și se gândesc în felul următor. Mulți tine, domnule, dorim nu să mă întorc eu la ortodoxi, dacă sunt din familie de pocăiți, dorim să mă duc la catolici. Unde să mă duc? Normal că mă botez în adunarea asta. Aici sunt prietenii mei, aici vreau să mă căsătoresc, aici sunt părinții mei. N-am niciun fel de problemă. Normal că mă botez aici.
Domnule, crezi în Dumnezeu? Cred în Dumnezeu. Cine nu crede în Dumnezeu în țara asta, nu? Este fundamental greșit. Este fundamental greșit. Dacă tu nu ai o relație cu Mântuitor viu, dacă nu-L cunoști pe Dumnezeu, dacă viața ta interioară nu este refăcută, restructurată prin puterea Duhului Sfânt, dacă personalitatea ta nu este renovată prin nașterea din nou de Duhul Sfânt, n-ar trebui să te botezi. Și aș mai atrage atenția asupra unui lucru care a devenit popular în țară la noi, să strâng în anumite locuri din țară tineri care se botează deși sunt din alte adunări. Da? Lucrul acesta este greșit. Botezul este o intrare în adunarea locală față de care ții responsabilități, în care ești, unde poți fi trans la răspundere, unde ești ucenicizat și învățat. Nu are absolut niciun sens și nu-i biblic să te duci să te botezi într-o adunare de care nu vei aparține. Dom'le, totdeauna oamenii s-au botezat și au rămas în adunarea în care s-au botezat. Să te botezi așa haihui și să te duci în adunare și să le spui la frați, la frații prezbiteri, la fratele păstor, la membri: domnule, eu sunt botezat, vreau să fiu membru la voi. Este fundamental greșit. Este fundamental greșit. Toate exemplele astea sunt exemple de falsuri, de pervertire ale botezului. Și ar trebui să încetăm o dată pentru totdeauna cu botezurile astea, pentru că sunt botezuri false. Ați auzit foarte bine, sunt botezuri false. Să te botezi din motivații greșite, să te botezi într-un mediu greșit, să te botezi fără să ai starea spirituală autentică, este un botez fals. Este un botez fals, este un botez nebiblic, nu este botezul creștin. Este o pervertire. Este o pervertire la propriu a ceea ce înseamnă botezul adevărat. Toți avem o responsabilitate. Părinții au responsabilitate să corecteze percepțiile astea greșite. Slujitorii au responsabilitatea asta și membrii au responsabilitatea asta. Până o să facă alții o expunere mai bună decât asta, deși știu că se poate face lucrul acesta și aștept, vă rog să luați aminte la ceea ce am spus și să ne ajute Dumnezeu să punem botezul la locul lui și să-l facem și să-l învățăm și să-l transmitem așa cum s-a făcut în Noul Testament.